Sănătate și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Aș vrea în momentele următoare să vă vorbesc despre un alt radio cu încărcător de acumulatori XR de la DeWalt. După cum vedeți, un radio destul de frumos, difuzor de bas, tweetere. El e modelul DeWalt DCR017. Deci un radio foarte bun cu încărcător. Spuneam că Milwaukee și DeWalt fac o grămadă de lucruri destule de bună calitate și să vorbesc despre el în momentele ce urmează. Are un plastic foarte bun. E făcut pentru șantiere. În cazul în care el se izbește, cade de pe o schelă, dacă vă uitați, vedeți, are partea asta neagră și el pică întâi pe ea, nu ajunge până la partea sensibilă de radio. În partea asta are ceva amortizoare de cauciuc și tot la fel și în spate. Cam așa. El e protejat cam peste tot. Deci și partea din față, sub el are niște piciorușe. În partea din față are protecția asta. În partea de sus are mânerul. În partea din spate la fel. Tot așa e peste tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă ia o trântă, dacă ia să zic așa din neglijență, el e făcut pentru șantier, era înforsat ca să reziste, ca să nu îl poți străca sau să îl străci foarte greu. În partea din stânga, din față, cum privești, are pentru telefon, deci în portul ăsta se conectează auxiliar, jack mic de 3.5, care se introduce la telefoane. Dacă aici poate să alimenteze pe USB-ul ăsta, nu funcționează cu stick, ca să bage în el stick, să redaie muzică, doar cât are ieșire, ca să alimenteze un telefon. Și deci pe aici să-l alimenteze, să-l încarce și aici să redaie. Și în suportul ăsta, să zic așa, se pune telefonul, se închide și rezistă la apă, rezistă la, bine, nu să-l bagi în apă, să îl cufunzi dacă te prinde ploaia și n-ai umbrelă, 10-20 de metri sau anumite lucruri, deci ocazionale, nu îi face nimic. În partea asta înaltă, ce îmi place, are un cablu care se bagă în el, așa vine din fabricația lui, și are un cablu de 2 metri, deci tu te instalezi cu el într-o priză și după care ce are fain, el continuă ca și cum ar fi un triplu ștecher cu încă două prize, cu două prize izolate, pe 220 și cumva în momentul în care tu mai ai nevoie de încă o priză, de o priză în plus. Deci asta se bagă într-o priză, să zic nu ai numai priza asta. Dar mai ai nevoie încă de alimentând el ca să meargă, mai vrei să mai bagi un flex și încă ceva, un rotopercutor sau ceva pe curent, atunci poți foarte bine să-l folosești pe post de triplu stecker, cum ar veni. Și merge până, dacă vă uitați, merge până la 3450 de watts, 15 ampere, deci asta e foarte mult. Asta poate, deci ca să vă dați ideea, seama, o betoneră consumă 6-700 până la 1 kW și aici merge până la 3 kW jumate. 3450. Deci e un cablu gros.
El are și funcție de încărcare a acumulatorului. În partea asta la alta, să zic așa, intră acumulatorul pe șină, îi scoți acumulator din gama XR, îi bagi în slotul ăsta, aici mai are o ușiță, ne vă arăt cu deget-o, are ușița în care merge cu baterii mici și ea îi va păstra setările de la radio, îi va păstra ora, memorează posturi și anumite lucruri, frecvențe. El spuneam că are funcție de încărcare. Deci becul ăsta tot pulpăie și în momentul în care se face roșu, acumulatorul e încărcat. Dacă vedeți aici, deci baterie descărcată și roșu pulpăie, când stă aprinsă încărcată, dacă e temperatură vara și acumulatorul e foarte înfierbântat, face intermitență, uitați, este o legendă aici și ne putem da foarte bine seama, deci el încarcă acumulatorii de 10,8, 14,4 și 18, ceea ce vreau să spun, știți că sistemul american el e pe 20 de volți. Sistemul european e pe 18 la acumulator. Deci încarcă foarte bine și acumulatorul de 20 aduși din America. Aici programări, preseturi pentru radio. Îi dai power, se pornește radio, modurile. Vreau să spun că el are sistem de radio DAB, digital, audio broadcast DAB, dar la noi în țară serviciul acesta nu e disponibil, deci cu toate că are, nu îl putem folosi. În spate, să zic așa, mai are antenă, se poate scoate ca să aibă o frecvență mult mai bună. Nu pe șantier, ca să prindă mai bine. Eu îl folosesc în centrală, pe post de radio, până ce se face focul, până ce aprind lemnele. Eu mai merge pe diferite programe, Kiss FM, Europa FM, eu știu, sunt mai multe lucruri care îmi plac. Astea, balada de la noi, din zona, dar acolo să margă ceva, ca să nu fie urât. Și își face foarte bine treaba. Deci are digital. Ce nu are el, să zic, minusurile. Are plusuri, ranforsare foarte bună. Are amortizoarele astea, să zic așa. Foarte, de fapt, face lucruri foarte bune. Și acesta e un lucru foarte bun. Dar ce i-aș băga de vină, nu are Bluetooth, nu are, să zic, să transmite semnalul de la telefon spre radio, să-l transmite pe Bluetooth. Deci merge numai cu jack conectat, ca și cum conectez căștile, așa merge prin mufă din aia, să meargă la auxiliar și atunci are mod DAB, radio digital, auxiliar care se dă la telefon și are radio normale. Deci partea asta, să zic, nu ar fi un plus care să-l ajute, are plus radio digital, are prizile acestea două, cablu în care să mai dai curent cuiva, s-o grămadă de lucruri, calitatea lui. E foarte bună, a sunetului, poți să-i reglezi în alte bași, poți să faci o grămadă de setări, poți să memorezi 10 posturi de radio, poți să faci multe lucruri. Problema e în felul următor, că pentru șantier nu știu cât de tare se aude, oricum eu am făcut teste. Nu are rost să fac acum live, că eu sunt în o cameră, dar ce aș putea să spun, că
pe o zonă, dacă lucrul și-l dai la jumate, pe o zonă de 30-40 de metri sau de foarte, foarte bine, dacă îl dai la sonor maxim, poți să lucri și lângă o betoneră, că el tot se va auzi tare de tot și clar. Deci nu numai că tare, se va auzi și clar. Și dacă are funcția de încărcare a acumulatorilor, el merge și numai pe acumulator, deci cumva un acumulator de 5, cum am băgat eu în el, undeva câteva ore pe volum mare merge. Și dacă îl conectezi la 3, îți va încărca și acumulatorii și îți va încărca și telefonul. Încărcarea pe telefon merge și numai pe acumulator. Deci dacă el nu e conectat la priză și conectat doar la acumulator. Are un scris, un logo fain, DeWalt. De toate, numai de bine. Doar cu chestia aia de 9,5 care în ziua de astăzi ar fi fost binevenit și un Bluetooth. Are un ecran luminos în care afișează data, să zic așa, ca să vedeți cum îi afișează volumul, scanează postul la volum, l-am dat la 0 acum, dar l-am făcut numai ca să vedeți un pic cum îi, el afișează ora, afișează acolo DAB. N-au găsit stații, pentru că stațiile de DAB toate sunt pe satelit. Dar ce pot să zic, dacă îi dau pe mod, atunci cu siguranță el va găsi posturi de radio. Numai că dacă transmit pe YouTube, să nu fie nevoie de licență pentru muzică, nu știu ce muzică va cânta și atunci nu aș vrea ca să YouTube să nu mi-l să-l respingă. Îi pe FM, scrie aici Friday 12.06.2020. Afișează foarte multe lucruri, foarte multe setări, moduri. E o sculă foarte bună, potrivită și mai ales pentru cine are acumulator din seria de val pe șina XR, e un lucru foarte bun. Și din nou, el e făcut, așa cum spunea Creangă, muzica e ceea ce ne încântă urechile, radioul acesta încântă și urechile și arată și foarte bine pentru ochi. Mai bine până data viitoare, sănătate și mulți bani.